trebuie să uităm că într-o bună zi, poate mai curând decât credem noi, ne vom strămuta, nu vom muri. Nu, că Iisus Hristos nu înșală pe nimeni și nu poate fi înșalat de nimeni. Vor merge cei ce au făcut fapte bune într-o viață veșnică și ce au făcut fapte rele la o viață. În lumea aceasta toate sunt relative. Și viața în luptă cu boala și cu moartea, și adevărul în luptă cu eroarea și minciunea, și lumina în luptă cu întunericul, și până la urmă binele în luptă cu răul, și toate s-au amestecate. Oare de ce l-a făcut Dumnezeu pe om așa să se lupte numai între bine și rău? Da. Aici e perioada aceasta când noi ne câștigăm o eternitate fericită sau nefericită așa cum ne-am creat-o noi. Cum ne-am făcut după fapt potrivit cu faptele noastre, căci dreptatea divină nu greșește niciodată. Dreptatea divină rămâne suverană. Mănăstirea Pudna, ctitoria mult iubită a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, a fost și a rămas de-a lungul celor peste 5 secole de existență o candelă neadormită, o flacără nestinsă pe altarul acestui Ierusalim al neamului românesc. Din pruncie, românii aud despre Ștefan cel Mare și Putna, biruitor în războaie, ziditor de locașuri sfinte, ctitor de neam și de țară, apărător al credinței pentru întreaga Europa, sfântul și viteazul Ștefan cel Mare a ales în codrii Bucovinei locul de unde să străjuiască peste veacuri poporul pe care l-a iubit mai presus de ființa sa. La Putna se îngemânează credința, cultura și istoria, insuflând celor care-i calcă pragul dragostea de Dumnezeu. La ceas de împliniri cronologice și de pliniri duhovnicești, mănăstirea Putna, prin viețuitorii ei din toate timpurile, a știut să-i cinstească pe înaintași, pe ctitori și pe toți aceia care au pus o piatră în zidul de aur al acestui sfânt și istoric locaș. Unul dintre aceștia a fost arhimandritul Iachint, stareț al Putnei și duhovnic al Bucovinei din secolul 20. Părintele Iachint, pe numele lui de Mirian Ioan, s-a născut la 10 septembrie 1924 în satul Mănăstirea din județul Iași. A avut 4 frați, Ștefan, Leon, Elena și Alexandru, ieromonahul Alexie de mai târziu. Părinții Aneta și Anton l-au trimis la școală în satul natal, în anii premergători izbucnirii celui de-al doilea război mondial. Stagiul militar l-a satisfăcut la aviație. A urmat școala de cântăreți bisericești la Roman, apoi a intrat la seminarul monahal de la Neamț. Părintele Iachint a pictat cândva în tinerețe, dar Dumnezeu l-a chemat să înfrumusețeze sufletele oamenilor cu virtuți. Într-o lume distrusă de ravagiile războiului și ale unei epoci atee, Părintele Iachint a întrezărit lumina lui Hristos care avea să-l poarte pe calea vieții monahale. Eram la Silvestria și a venit doi tineri. Și am vorbit mult de tot, de frumusețea călugărească, cu argumente, însă aveam cu cine vorbi. Unul era Iachint și altul. Și au stat de vreo 2-3 zile acolo și în continuu, a trecut ani. A făcut seminar, în sfârșit am fost părinte tot timpul. M-am folosit de el. Când l-am vizitat eu aici, era bolnavior. În camera lui erau căs pe jos, pe acolo, săracu, acolo, era numai tu. Și ultima veste mi-a pus-o colonelul de la el, Melinte, când ducea spitalul militar în Constanța. E când am auzit, mi s-a trimis, nu știu cine, după aici, o fotografie cu el, pe stăunul mort. La 23 iunie 1998, părintele Iachint a adormit întru Domnul.
așezat pe scaunul de spovedanie, cu capul plecat spre inimă, în semn de rugăciune, și cu mâna dreaptă întinsă, dezlegând aievea, pe mai departe, păcatele oamenilor. Acum se odihnește în lumina lui Hristos. A fost un rugător neobosit. A fost un model de iubire și de viețuire responsabilă, cu multă evlavie față de istoria poporului român. A dovedit o înaltă conștiință națională și o aleasă trăire duhovnicească. O minunată noapte de vară la Mănăstirea Putna cu părintele arhimandrit Iachint. Am mulțumirea sufletească că aproape 40 de ani am lucrat și sub aspect spiritual, trezind conștiința poporului nostru prin cuvintele spuse la mormântul lui Ștefan cel Mare, și am lucrat și la construcție, că, așa cum știm, Putna, când am venit eu în 56, era cu urme de gloanță pe pereți și cu necazuri destule. Și datorită unor oameni care au înțeles ce înseamnă Putna, au reușit, prin noi, vețuitorii umili din timpul acesta, să restaurăm, să asist și eu la restaurarea Putnei cu ce am putut noi. Și când statul n-a mai dat bani, a dat mitropolia. Și am continuat lucrările pe spesele mitropoliei și ale noastre, cât am putut și noi. Părintele Iachint nu a lăsat multe cuvinte scrise, ci foarte multe amintiri celor care l-au cunoscut, fie ca ghid la muzeu, fie ca duhovnic sau stareț al Putnei. Când povara crucii a fost grea, a căutat să ia sfat, ca un călugăr smerit, de la alți părinți ai bisericii. Am o veche legătură cu Putna, o importantă legătură. Dar când era cele mai grele vremuri, a venit părinții Iachint la mine. Eu pe vremea aceea eram foarte tânăr și fără experiență duhovnicești, dar era cu trăire călugăiască. A venit la mine foarte amărât, foarte trist, foarte speriat, părinții Iachint. Și zice, mă strâmtolează din toate părțile autoritățile și îmi impericol libertatea. Și am gândit să mă retrag de acolo, să ies din gura puștii. Și m-am gândit să vin la dumneavoastră la rohie. Eu l-am ascultat, i-am spus, părinte Iachint, bine venit, mă bucur din toată inima. Am luat masa și am plecat la plimbare prin pădure. Părinte Iachint, acum vreau să-ți dau răspuns. Mi-ai spus greutățile care le cunosc și eu, știm foarte precis că fiecare, și eu, când mă curs seara, nu știu dacă mă scol dimineața tot în același pat, dar asta e situația, țara întreagă. Și am zis, uite, sfatul meu și rugămintea mea și poruncă, dacă vrei, duhovnicească, să te întorci dinapoi de unde ai plecat, la Putna. Dacă trebuie să mori, să mori la Putna. Nu pleca de acolo, întoarce-te înapoi la Putna și rabdă și taci și rabdă și nu vorbim nimic. Am învățat această taină și această virtute a tăcerii și a ascultării. Tăceam și ascultam. Nu plec de aici, pușcați-mă în fața mănăstirii, dar eu de aici nu plec viu. Să fie clar. N-am venit la mănăstire, n-am lăsat mama mea vâlvă, plângând și strigându-mă pentru satul, ca să fug din fața primeștii. Nu mi-e frică nici arma voastră, nu mi-e frică de nimic, numai un singur dușman am, de care mi-e foarte frică. Și dușmanul pe care l-am sunt eu. Mi-e frică de mine să nu calc legea lui Dumnezeu. Și mi-e frică de Dumnezeu să nu-l supăr pe bunul Dumnezeu. Astea două, aceste două ființe mi-e frică. Așa? Asta și răspunsul dumneavoastră, părinților Iachint. Du-te liniștită, nici o grijă. Dumnezeu vechează, providența e pe fir. Nu ne-a părăsit Dumnezeu. Am scăpat și de acestea, dar ce trebuie să avem răbdare. Dați-vă seama, dacă eu eram de acord cu el,
în ce mare greșeală aș fi săvârșit eu. Părintele Iachint a revenit la Mănăstirea Putna și a continuat să slujească Bisericii lui Hristos cu și mai multă râvnă. Ghid la muzeu timp de 20 de ani, stareț al mănăstirii 15 ani, părinte duhovnic, o viață închinată bisericii. Părintele Iachint a fost un ghid misionar și mărturisitor într-o vreme foarte grea, în care regimul comunist ateu punea accent pe învățătura materialist-științifică, negând existența lui Dumnezeu. Dar, cu înțelepciune, părintele a împletit filonul istoriei cu cel al Sfintei Scripturi. Mă gândesc la câteva texte frumoase. Unul se referă la istoria tristă, la niște necazuri pe care poporul nostru le-a trăit în decursul istoriei. Și este scris în Cartea de Aur mai de mult. Frântură de rai scumpă inimii noastre, grădină cântată de poeți, țărână sfântă în care odihnesc oasele celui mai glorios domnitor a neamului nostru românesc. Nespus de duios preamă tăi izvoarele tale și ce mult spune glasul podelor tăi, tu ești în adevăr una din cele mai frumoase țări de pe pământ, dar numele tău ne doare să-l rostim, puncte de suspensă, și străbătându-ți fermecătoarele drumuri, ochii noștri nu-ți pot privi podoabele decât printr-o perdea de lacrimi. Părintele Iachint a sculptat cu dalta rugăciunii și a iubirii de aproapele sufletele încredințate lui. Iată, fiilor, Mântuitorul Hristos în chip nevăzut, aici stă de față. Vedeți că nimeni pe voi nu vă silește să veniți la acest chip. Vedeți că voi, de bună voie, voiți logodirea Marii și Îngerescului. Pe fiii săi duhovnicești i-a învățat să iubească pe Dumnezeu, biserica și mănăstirile, pe păstorii lor sufletești. Fratele nostru, monahul Teofil, își tunde părul capului său, în numele Tatălui, și al Fiului, al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. I-a învățat să-și păstreze dreapta credință chiar cu prețul vieții, să aibă statornicie și răbdare până la sfârșit. Sfinții părinți ne spun să ținem, să respectăm în viața aceasta, încadrați în viața monahală, trei lucruri. Să avem pururea pe Dumnezeu în fața ochilor noștri, să avem temei din Sfânta Scriptură și din Sfinții Părinți pentru toate câte lucrăm, pentru toată viața noastră și să nu fim schimbători. Azi vrem bine să cedăm rău, să nu fim schimbători. Cred că nu este de Hristos să mai spunem din cele ce s-au citit, din cele ce s-a spus și din cele ce ați făgăduit, frățile voastre, nu e nevoie să spunem mai mult. Rugăm pe Bunul Dumnezeu și pe Maica Domnului, ocrotitoarea acestei sfinte mănăstiri, să vă dăruiască, să vă ocrotească, să vă dăruiască înțelepciune și frica lui Dumnezeu în inima noastră, care a început o înțelepciune, și să putem spune și noi, împlinind făgăduințele pe care le-am făcut acum, cu Sfântul Apostol Pavel. Lupta cea bună m-am luptat, credința am păzit, călătoria am săvârșit și acum merg și iau cum la trebuie din mâna Domnului. Așa să ne ajutăm. Părintele Iachint a iubit monahismul, l-a trăit pe deplin și l-a apărat cu toată puterea, cu toată virtutea, în fața tuturor celor care căutau să-l denigreze și să-l ponegrească. Mântuitorul Iisus Hristos, după ce a spălat picioarele ucenicilor, i-a întrebat: ați înțeles ce am făcut?
Eu n-am venit să mi se slujească, ci eu însăși să slujesc și să-mi dau viața mea răscumpărare pentru mulți. Fiecare din noi slujim. Slujim și societatea, slujim familia întâi, părinții și îngrijesc de copii, apoi slujim țara, slujim în sfârșit și dăm cezarului ceea cezarului, dar nu uităm niciodată adevăratul creștin. Nu uită niciodată să dea lui Dumnezeu ceea lui Dumnezeu. Nefăcând aceasta, dând numai unui stăpân și supărându-l pe celălalt, nu merg lucrurile bine. Decenii la rând, vocea părintelui Iachint, fermă și fără șovăială, a răsunat în urechile pelerinilor și le-a mișcat inimile. Părintele Iachint le-a vorbit despre bine și rău, despre rai și iad, despre Dumnezeu și despre mântuirea sufletului. Nu i-a uitat niciodată pe românii din afara granițelor țării. Părintele Iachint a iubit Basarabia și Bucovina de Nord, pe care le-a considerat răni deschise în trupul țării, izvor de martiriu, care promit că frații vor fi din nou împreună. Nu pe toți am putut mulțumi, că mai sunt și oameni care nu înțeleg, nu își înțeleg rostul lor și nici nu au simțul patriotic și nici nu-și dau seama de ceea ce am făcut și noi în vremurile noastre destul de grele. Pentru toți cei care l-au întâlnit în viață, părintele Iachint a rămas părintele cel frumos, părintele cel luminos. Părintele Iachint a intrat în monahism și a depus voturile monahale la mănăstirea Sihăstria din județul Neamț în anul 1953. Mitropolitul Moldovei din acea vreme, Sebastian Rusan, l-a hirotonit într-un diacon. În anul 1955, a mers pentru o scurtă perioadă la mănăstirea Slatina. La 21 mai 1956 a fost trimis la mănăstirea Putna, împreună cu alți câțiva monahi de la mănăstirile Sihăstria și Slatina, în frunte cu părintele Cleopa Ilie, pentru întărirea obștii de acolo. Cu dragoste pentru fiecare, lucrător al răbdării într-o cunoștință, părintele Iachint a devenit un adevărat părinte duhovnicesc, vrednic între marii duhovnici ai românilor din a doua jumătate a secolului 20. Pe drumul trăirii în Dumnezeu, părintele Iachint a purtat legături duhovnicești cu marii duhovnici ai României din acea vreme, părinții Cleopa Ilie, Paisie Olaru, Daniel Sandu Tudor, Ioanichie Bălan, Chesarie Albeață, Teodor Pavlo, Varsanufie și Simeon Zaharia, Dosoftei Murariu, Arsenie Papacioc și alții. Erau vremuri grele, în care doar rugăciunea și smerita cugetare puteau să ajute. Acești părinți și mulți alții au sprijinit cu rugăciunea lor elitele neamului românesc, care se sfârșeau în lagăre și colonii de muncă sub apăsarea regimului ateu-comunist. Părintele Iachint a traversat cu multă înțelepciune și răbdare marea acestei vieți, iar bucuria cea mai mare pe care a trăit-o în această viață trecătoare a fost canonizarea slăvitului voievod Ștefan cel Mare, a cărui memorie a slujit-o cu timp și fără timp la mănăstirea Putna. 2 iulie 1992, ora 9:09, dragi ascultători, Putna în sărbătoare, într-o minunată zi, consemnează în acest moment aterizarea pe o platformă din preajma mănăstirii a elicopterului ce aduce sabia lui Ștefan cel Mare și Sfânt, sabie purtătoare de biruință și unitate a neamului nostru. Sabia lui Ștefan cel Mare este dusă spre mănăstirea Putna. Este însoțită de o delegație din Turcia, de reprezentanți ai Ministerului de Externe din țara noastră.
Evul mediu moldovenesc se oglindește aici, la Putna. 5 secole și jumătate de dăinuire a acestui bastion al credinței strămoșești. Au venit aici, primind energii creatoare, răspuns la întrebări, pace și lumină, daruri pe care le-au luat cu ei și le-au dus, aproape sau departe de Putna iubita ctitorului ei, sfântul și viteazul voievod Ștefan cel Mare. Credincioși, ne-am adunat astăzi la Sfânta Mănăstire Putna, lângă mormântul Sfântului Ștefan cel Mare, sobor de arhierei, membri al Sfântului Sinod, din dreapta și din stânga Prutului, ierarhi și preoți din Bucovina, credincioși din toate părțile, ne-am adunat să cinstim astăzi unica zi în viața țării și a poporului nostru, amintirea, vrednicia și faptele lui Ștefan cel Mare, trecut de Sfântul Sinod în calendarul cinstirilor noastre ortodoxe. Ne-am adunat cu credința în Dumnezeu, în primul rând, și cu evlavie multă, pentru a ne pleca genunchii și pruncele în fața mormântului acelui care a fost biruitorul vrăjmașului, acelui care a fost apărătorul creștinătății și a Europei întregi, Ștefan cel Mare. Când este vorba de conștiință națională sau de exemplu strămoșilor noștri, aceasta ne regenerează întotdeauna și de multe ori când conduceau câte un grup de intelectuale, mă bucuram când îi vedeam că le cresc ochii în lacrimi. Și de multe ori noi spunem ce aducem noi acum ca un omaj de venerație și recunoștință pe altarul conștiinței naționale. Păi aducem o lacrimă, o lumânare și o floare. Și Eminescu a fost și el mare. Ștefan mânăia un paloș, Eminescu alt paloș, paloșul conduiului. Și poporul român a avut întotdeauna și are încă oameni mari, dar să mă ierte Dumnezeu, n-au curajul să punem mâna pe conducere și piciorul în pragă. Când lipsește ascultarea din biserică, creștinii se dezbină, se rup de dreapta credință și se duc la secte. Când lipsește ascultarea din societate, locul ei îl ia haosul și dezordinea. Și dacă este vorba de credință, apoi numai așa se explică faptul că poporul român s-a menținut ca ființă națională în ciuda atâtor războaie și atâtor vitrejii. Când e vorba de credință, Iorga spune că prin credință noi suntem contemporanii celor mai vrednici strămoși care au trăit înainte de noi pe acest teritoriu, din experiența căror avem foarte mult de învățat. Prin credință vorbim cu strămoșii în graiul lor și tot prin credință suntem frați în deslegarea plină de speranță a celor mai grele probleme ale vieții, căci viața este un mister adesea trist. Misterul acesta are o cheie de aur, credința în Dumnezeu, legătura omului cu binele suprem. Cineva a fost întrebat odată, zice, tu crezi în Dumnezeu, ești un intelectual, mă, mai crezi în Dumnezeu? Așa se povești a bătrânilor. Și atunci a spus, eu nu numai că cred, dar îl simt pe Dumnezeu că mă ajută. Aș fi nebun să spun că nu cred. Noi știm că Dumnezeu ne ajută întotdeauna în împrejurări grele, când nimeni nu ne mai poate ajuta, singurul care spune eu cu voi sunt, până la sfârșitul veacurilor, singurul care spune, cheamă-mă în vreme necazul și te voi ajuta, e Dumnezeu. Numai El ne mai poate ajuta câteodată. Când oamenii, fie că nu pot, fie că nu vor, rămâne doar Dumnezeu să ne ajute. Strămoșii noștri au provat bine aceste credințe și au dovedit că Dumnezeu le-a ajutat. Ce vreți să vă facă voi, oamenii, faceți și voi lor asemenea, că în aceasta stă toată legea și toată dreptatea. E luat din Biblie, sigur, se știe. Mănăstirea Putna o are ocrotitoare în cer pe preasfânta născătoarea de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria.
la care multe rugăciuni și lacrimi s-au împletit de-a lungul veacurilor. Putna a fost și va rămâne Ierusalimul neamului românesc, unde fiecare respirație se împletește cu porunca iubirii de aproapele. Astăzi, Mănăstirea Putna duce mai departe, cu strașnică iubire de neam și de țară, de Dumnezeu și de biserică, moștenirea lăsată ei de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. La 7 decembrie 1992, părintele Melchisedec Velnic a fost numit stareț al Mănăstirii Putna, preluând de la părintele Iachint această cruce grea a stăreției. Prea frumoasă, părinte stareț, cuvioși părinți și iubiți credincioși, a sosit și ziua când să ia de pe umerii mei o cruce grea. Mi-amintesc că în 1956, în 21 mai, când veneam la Putna cu părintele Cleopa, cu 13 părinți de la Mănăstirea Silvestria, cu vreo 8 de la Mănăstirea Slatină, și când am ajuns la Mănăstirea Putna, pe care nu o cunoșteam până atunci, m-a cam întristat un lucru, că satul se întinde până la poarta mănăstirii. Și am zis, oarecum, ce călugărie voi face eu aici? M-am convins însă că peste tot sunt și oameni buni și cu aceștia am colaborat, ne-am înfrățit și am făcut treburi bune. Asta a durat până în 1977, când Preasfințitul Gerasim Putneanu a fost chemat la o misiune mai înaltă, episcop de Arad. De atunci crucea mea s-a îngreuiat. Sereția este cea mai grea ascultare. Putna nu este o stăreție normală. Putna cere răspundere, cere capacitate. De aceea eu astăzi îmi înalț gânduri și inima spre Dumnezeu să-i mulțumesc că mi-a ajutat să duc această cruce așa cum am putut eu. Poate n-am fost întotdeauna la înălțimea chemării, dar m-am străduit și eu și în calitate de ghid 20 de ani și în calitate de stareț și duhovnic ca să mă îndeplinesc misiunea, așa cum a spus și părintele stareț acum. M-am bucurat de părintele Melchisedec când, timp ce trebuia să ne întâlnim, să discutăm de treburi, l-am găsit întâmplător în genunchi, în fața Sfântului Altar. Asta dovedește că era conștient de crucea grea pe care trebuie să ducă. De aceea, eu am încredere că vom duce mai departe și cu puterile care m-am rămas, am să colaborez și eu ca această opte să meargă pe căi bune, mai bune decât a fost până acum, mai departe. Eu nădăjduiesc că Putna ar va împlini misiunea ei și mai departe, și sub aspect spiritual, și sub aspect administrativ și cultural. Putna este templul conștiinței naționale, este meca românilor, este o academie de arte frumoasă. Și aceasta trebuie să se menține la nivelul ei. De aceea eu sunt mulțumit și de cuvintele pe care le-a spus părintele stareț acum. Poate eu am fost câteodată numai bun, dar am constatat în ultimul timp că nu trebuie numai aceasta. Trebuie și autoritate, trebuie și demnitate, trebuie și ascultare, cum a spus părintele stareț. Și când va fi nevoie, părinte stareț, și ai să ai nevoie de un sfat, dacă ai să vrei, ai să mi-l ceri și în limitele mele, în limitele capacității mele, te voi ajuta. Ca să putem spune și noi cu Sfântul Apostol Pavel, lupta cea bună m-am luptat, credința am păzit, călătoria am săvârșit și acum merg să iau cruna dreptății din mâna judecător. Așa să ne ajută Dumnezeu. Sunt multe și mari roadele ascultării creștine, în care intră și ascultarea monahală, că din ascultare se naște smerenia, blândețea, răbdarea, fără de grijă a vieții, nădejdea mântuirii, rugăciunea cu lacrimi, netemerea de moarte, bucuria duhovnicească și pacea inimii. Ce alte daruri mai mari ne dorim în viață decât acestea? Și cine oare este mai bogat sufletește decât cel ce iubește ascultarea de Hristos și de biserică, de părinți și de duhovnic? Cea mai ușoară și sigură cale de mântuire
este a celui ce trăiește toată viața în ascultare, adică face toate cu sfat și binecuvântare, cu rugăciune și întrebare. Și cea mai grea mântuire este a celui ce trăiește pe pământ de capul său, fără biserică, fără părinți, fără duhovnic, fără cărți sfinte, fără rugăciune și bucurie duhovnicească în inimă. Viața aceluia este încă de pe pământ un iad. Când a lipsit ascultarea din cer și din rai, îngerii s-au prefăcut în diavol și oamenii au căzut pe pământ sub robia morții. Când lipsește ascultarea din familie, copiii devin răi și părinții plâng fără mângâiere. Este un cuvânt care spune: vorba sună, fapta tună. Și cred că faptele sunt acelea prin care putem și noi să fim caracterizați ca vrednici urmași ai înaintașilor noștri. Adică să nu mai fim așa de egoiști, să nu ne ocupăm prea mult de lucrurile acestea care trec, să ne gândim că în curând vom intra în eternitate alături sau mai departe de strămoșii noștri, după faptele pe care le-am făcut. Nu venim pe lume când vrem noi și nu plecăm când vrem noi. De dincolo de zarea acestei lumi, Părintele Iachint a lăsat înregistrate câteva fragmente din timpul activității sale ca ghid sau ca stareț. Aceste cuvinte sunt mărturia trăirii sale duhovnicești, profundă în smerenie și înaltă în delicatețe sufletească. Când lipsește ascultarea dintr-o mănăstire, obștea aceea se dezbină și mănăstirea se pustiește. Iar unde domnește adevărata ascultare, nu cea de frica legilor și a pedepsei, ci ascultarea din iubire creștină, acolo este raiul pe pământ, acolo este pace și armonie, acolo viața este fericită, pentru că acolo este însuși Dumnezeu Mântuitorul, care s-a smerit sub ascultare până la moarte pe cruce. Să ne dea Domnul darul adevăratei ascultări, că cel ce iubește pe toți și trăiește sub ascultare nu poate ajunge în iad. Părintele Iachint se odihnește astăzi în lumina lui Hristos. În ziua înmormântării sale, 26 iunie 1998, l-au însoțit în alai duhovnicesc arhierei, 41 de preoți slujitori, prieteni, cunoscuți, ucenici, fii și fiice duhovnicești din mănăstirile moldovene, din Ardeal, Muntenia și Sfântul Munte Athos. Cei prezenți au cântat cu lacrimi în ochi veșnica pomenire și Hristos a înviat. Părintele Iachint rămâne pentru părinții de aici din mănăstire și pentru toți ucenicii săi, mulți la număr, monah și monahii, mireni de toate fructele, de toate slujirile, de toate profesiunile și de toate nivelurile spirituale, rămâne un chip luminos și binecuvântat de Dumnezeu. El ne-a învățat pe fiecare dintre noi și pe toți la oaltă chipul monahului, răbdător și nevoitor, îndelung răbdător, mult răbdător, răbdător în necaz și răbdător și în suferință, în boală. Acum multele lui nevoință și multele lui osteneri și multa lui răbdare a ajuns la puntea trecerii spre celălalt tărâm, spre la vieții veșnice. Monahul este chemat să simtă încă din lumea aceasta, dulceața, împărăției lui Dumnezeu. E bine, Părintele Iachint a fost un misionar sunt în mănăstire. El a fost un misionar prin felul în care primea oamenii la mănăstire. Misiunea aceasta stabilă, care face o mișcare a oamenilor către Dumnezeu și către biserică, nu numai a bisericii, către oameni, s-a văzut în toată lucrarea asta duhovnicească de ghid. A fost ghid al mănăstirii, misionar și mărturisitor într-o vreme foarte grea. Am mărturisit dreapta credință, credința Dumnezeu în primul rând,
Îndurecim aterul care toate instituțiile spuneau că nu există Dumnezeu în afară de biserică. O candelă aprinsă de părinții mănăstirii luminează zi și noapte acest ultim popas pământesc al părintelui Achint, fost stareț și duhovnic al mănăstirii Putna. Iubirea celor care l-au cunoscut în viață nu s-a oprit la marginea mormântului, odată cu turnarea ultimului pumn de țărână. Iubirea adevărată, duhovnicească, trece dincolo de zările acestei lumi, iar sufletele comunică prin rugăciune cu cei ce s-au mutat în cetele dreptilor.